Bine ați venit la mobilissima.ro. Am în mână un telefon Huawei din seria Nova 12, dar vedeta adevărată este softul. Avem aici o soluție numită MicroG care oferă acces nestingerit la serviciile și aplicațiile Google. Ce înseamnă treaba asta? Înseamnă că atunci când instalezi una dintre cele 30 de aplicații Trigger care includ de la Chrome la Gboard, WhatsApp, Sheets, Docs, Facebook Messenger, vei avea acces la serviciile Google fără probleme. Inclusiv în YouTube, inclusiv în Docs în Chrome. Am și Gmail aici și merge foarte bine și cu notificări în timp real. Bașca, acum avem suport pentru ING Pay. Avem și Pluxy și Fashion Days, iar Netflix merge fără cusur. Toate acestea prezentate pe acest model din gama Nova 12, MicroG este un soft open source și o soluție care oferă acces nestingerit la servicii Google și aplicații Google care merg ca și cum ar fi native. Să începem deci această prezentare și demo și aflați care-i treaba cu MicroG. Iată-ne așadar cu acest telefon Huawei din seria Nova 12 și hai să vă spun care e treaba cu MicroG, Avem de -a face cu o soluție third party, gratuită și open source, care îți permite acces la aplicații Android cu servicii Google fără probleme ca și cum ar fi native. Conceptul este de autoinstalare. Dacă instalezi una dintre cele 30 de aplicații trăgaci, trigger, celelalte vor funcționa cu servicii Google fără să mai necesite un artificiu. Micro -G apare pe telefon practic instalând oricare dintre Google Classroom, Google Meet Google One, WhatsApp Business Waze, WhatsApp, Spotify Gmail, Google Home, Google Sheets YouTube, Google Drive Hai să nu vă plictisesc prea tare cu toată lista o găsiți în articol oricum și uite, dacă eu am ales YouTube ok și îi dau Install ok, continue vedeți că scrie aici Următoarea aplicație, următoarele aplicații sunt uh, necesare de a fi instalate pentru a -o lua YouTube. MicroG G Companion și Micro G Service. Apăsăm Install. Și din secunda în care am făcut eu asta, am MicroG pe dispozitiv. Și pot să am acces la serviciile Google fără absolut nicio problemă. OK. Îi face și o verificare de securitate. Am instalat YouTube. Și odată logat cu contul meu Google într-o aplicație dintre acestea, nu e nevoie să mai loghez și în celelalte. Dacă eu mă loghez în YouTube, o să fiu automat logat în Google Maps, Gmail, Google Docs și așa mai departe. Am scris userul și parola, acum ne vom loga. Fără vreun sandbox, fără vreo emulare, am acces la contul meu Google pe acest smartphone și este important pentru că înseamnă că mi s-au sincronizat și ultimele căutări și playlisturile și preferințele din YouTube. Așa că dacă doar am început aventura asta cu Google, hai să continuăm. Ce ați spune să căutăm Google Maps? Nu e nevoie să fac vreun artificiu, v-ați dat singur seama din logo-ul Mobilissimo de aici că am fost autentificat în contul meu. Ok, trebuie să dăm și o permisiune aici. atât lui Maps, cât și lui MicroG pentru ca totul să meargă bine. Bun, acum avem acces la serviciul de hărți, pot să învăț și ultimele mele căutări, punctele preferate pe hartă și, de asemenea, recenziile făcute la tot felul de restaurante, hoteluri și alte chestii de gen. Am mai bifat, bifat, încă una, dar foarte important și acum merge mult mai bine decât înainte, Gmail e disponibil acum. Știu, nu e mare bagatelă. Ideea este că puteai folosi aplicația e-mail de la Huawei până acum ca să-ți înregistrezi contul tău Google. Dar dacă ține aparat să ai clientul Gmail, nu trebuie să faci nimic decât să-l instalezi din App Gallery și datorită lui MicroG, deja disponibil, poți să-ți vezi toate mail -urile. Și acum am înțeles că notificările vin în timp real și sunt mai rapide. Am înțeles că lumea e interesată să vadă cum se mișcă treaba asta în special la WhatsApp și la Outlook. O să vă arăt imediat. Ok, Gmail este aici, l-am instalat. Fără vreun lag, fără vreun delay, funcționează absolut fără probleme pe acest smartphone Gmail. Iar pentru productivitate vă dați seama că am nevoie de Google Docs care va sincroniza documentele cu cele ale colegilor mei și vom putea edita împreună pe text. Printre avantajele acestor aplicații se numără, așa cum am zis, acces la playlist pe YouTube, acces la recenzii de pe Google Maps și altele de gen, plus partajarea de documente în Google Docs și am înțeles că lumea se întreabă cum stăm acum cu chestia aceea cu notificări în timp real. O să vă arăt, dar înainte de a instala WhatsApp, Pentru că WhatsApp și Outlook sunt două soluții importante. Dacă tot ne-am dus pe partea de business, instalăm și WhatsApp Business. Outlook e business și WhatsApp Business e evident business, pentru comunicare WhatsApp-ul este vital. Am un SIM în acest telefon și vreau să fac o simulare pentru a vedea cât de rapid vine notificarea după ce mi-am trimis singur un mesaj pe acest cont. Ok, am activat acum și WhatsApp cu un mesaj aici și Outlook care mi-a sincronizat mail -urile. și îmi va trimite singurul mesaj pe WhatsApp pentru a vedea cum stăm cu notificările în timp real. Suntem aici pe iPhone, o să apăs test, tocmai am trimis mesajul, e voilà, vedeți notificare în timp real. Eu am trimis mesajul și a ajuns imediat. Și vreau să vă mai arăt ceva, tot de aici veți putea descărca și Chrome, cerebrul browser Google și veți putea sincroniza și bookmarkurile voastre și taburile deschise cu cele de pe PC dacă aveți și contul Google sincronizat acolo. Plus experiența de browsing deja cunoscută. Cam asta face MicroG, așa cum v-am spus mai devreme, acestea sunt aturile sale și dacă instalați oricare dintre acele 30 de aplicații Trigger, veți găsi lista în articolul din descrierea acestui clip, veți avea acces la servicii Google fără probleme și notificări în timp real. Dar mai e ceva, ceva foarte tare, mai țineți minte pe Gbox, trece printr-un soi de metamorfoză. Dacă vreți, spre exemplu, să accesați Netflix, o să vedeți că apare aici în mod curios Google Play. Apăsați Get, sunteți duși la Gbox, sunteți de acord, apăsați Get Gbox, instalați, din nou, e o chestiune care se face doar o dată, deschideți, de acord, și îi dăm și niște permisiuni. Și mai facem o dată treaba asta cu Netflix, Google Play. Doar că acum avem o interfață Google Play în care ne putem autentifica cu contul nostru și să accesăm aplicații pe care al minteri nu le-am găsit atât de ușor. Hai să vă arăt. Et voilà. Scopul nostru de aici era să căutăm Netflix și iată că acum o putem face mai facil. Netflix, instalat, cu tot cu suport DRM și rezoluții satisfăcătoare pentru a viziona seriale și filme. Ne-am logat, toate bune și frumoase. Vedem aici recomandări de seriale și filme, ce mai popular pe Netflix, putem face și casting spre televizorul nostru, așa că da, Netflix rulează fără probleme pe acest smartphone. Are și zona de gaming, are și zona de producții noi, și zona mai Netflix. Plus câteva setări aici legate de aplicație: downloaduri, stocare și alte chestii, plus diagnostice. Altă chestiune pe care doresc să vă arăt, dacă tot umblăm cu acest soi de Google Play Store, mai e ceva ce vreau să caut. M-a întrebat lumea cum poți să accesez Fashion Days. Ok, uh, hai să și scriem. Corect, Fashion Days. Haideți să încercăm treaba asta din App Gallery, să vedem ce se întâmplă. Poți să dai Get de aici și te duce unde era mai devreme, în Google Play. Și facem install. Una dintre cele mai mari aplicații de shopping online din România. Cu siguranță printre cele mai mari de shopping de haine online, Fashion Days rulează acum pe telefoanele Huawei, mai precis pe cele din seria Nova 12 pentru început. Te poți loga cu contul tău, te poți bucura de promoții, ai coșul de cumpărături, favorite, primești notificare când a plecat comanda spre tine și găsești îmbrăcăminte, încălțăminte, genți, accesorii, sport, colți de producții românești. Binevenit! Haine pentru femei, bărbați, fete, băieți doar s-a schimbat în o timpul, s-a făcut mai cald, așa că nu strică un outfit nou. Și pe lângă treaba asta, am un amic care a dorit să-și cumpere un Huawei Mate 50 Pro la un moment dat pentru design și pentru cameră. Îl împiedica un singur lucru, avea de făcut foarte multe plăți folosind ING. E bine, acum, breaking news, putem accesa ING și pe un telefon Huawei. Mai precis, ING Home Bank. Și să facem plăți cu ING Pay. Știu că erau deja câteva bănci suportate, dar li se acum în sfârșit și ING. Install. Open. Dar mai multe despre treaba asta cu, plă cu plățile, cu telefonul, o să vă arăt în niște videouri separate pe TikTok. Până în alta, mai este o chestiune, nu toată lumea folosește strict cardul, mai sunt și acele carduri pluxi care se accesează tot de aici, din acest G-Box cu fereastră de Google Play. Plus este practic o reinventare a bonurilor de masă și a tot felul de etichete, de vacanță, de cultură și altele de gen. Instalăm de aici. Și pe lângă faptul că am instalat Netflix de aici, ați văzut mai devreme că era și un shortcut spre HBO Max. Sunt și tot felul de beneficii și reduceri restaurante de lângă, oferte speciale, aici ca să plătești la magazine și restaurante cu bonurile tale. Vorbim aici despre Bonul Gusto, Turist Cadou, Cultură Social, Social Plus, Teacher Card Pass, prima carieră didactică și prima nevoie didactice. Acestea fiind zise, vedeți că am populat telefonul cu o grămadă de aplicații și funcții. Eu vreau să rețineți un lucru, este o listă de 30 de aplicații descărcabile din Huawei App Gallery, care apropo este al treilea cel mai mare magazin de aplicații din lume, cu peste 220.000 de aplicații și care are vreo 3-4, dacă nu chiar 5.000 de aplicații românești și a crescut foarte mult în ultimul an. Cât de mult? Păi 500 de milioane de utilizatori pe lună. Revenind, aplicațiile Trigger le găsiți aici, de la Discord, la WhatsApp la cele Google, descărcați una și apoi aveți acces la MicroG, care o să vă permită accesul la serviciile Google, notificări în timp real, sincronizarea a ceea ce aveți în conturile Google. Iar dacă e o aplicație pe care nu o găsiți aici, se ocupă Gbox cu acea fereastră tip Google Play. Cam ăsta este stadiul la care a ajuns acum Huawei, la 5 ani distanță de la întreaga chestiune cu SUA și cu impedimentul de a accesa Play Store și Google Play Services. Acest este un telefon Huawei Nova din seria Nova 12, e doar începutul și la final vă las cu un teaser. Ce ați spune, dacă vă aș spune că suntem foarte aproape de momentul în care o să avem Android Auto funcțional pe un telefon Huawei. Despre asta, într-un material separat, vine și unboxing-ul acestui telefon și un review. Sper că v-a fost util materialul, nu de altă dată v-am învățat cum, v-am arătat cum puteți face plăți, că puteți face plăți cu ING, cu Pluxy, că primiți notificări în timp real de la WhatsApp, că puteți instala o grămadă de aplicații, inclusiv Netflix, dar și cele Google perfect sincronizate cu serviciile Google. Cam atât la Mobilissimo, două cuvinte rețineți, microG și GBox box reinventat, de fapt trei cuvinte, dar cine-s eu să număr. La revedere!